Salutări! V-ați întrebat vreodată de ce zicem eu trebuie și nu eu trebuiesc? Sunt Emina Căpălnășan și vă propun astăzi să vorbim despre un discurs simplu, corect și cult, desigur. Iată explicația. A trebui este un verb impersonal. Drept e că în timp lucrurile se pot schimba și ceea ce a fost valabil la un moment dat e posibil să se schimbe. Acest lucru însă nu se întâmplă și aici. A trebui rămâne în continuare așa. Așteptăm să apară domn 3 să vedem ce surprize ne mai pregătește. Prin urmare vom spune corect, trebuie să plec, trebuie să mănânci mai mult, trebuie să avem mai multă grijă de discursul nostru. Pe de altă parte, schimbăm contextul, se schimbă verbul. Din impersonal, verbul a trebui poate să devină personal și se poate adapta la forma persoanei. Așadar, vom spune corect, ei au trebuit să plece. Schimbarea este posibilă din cauza unei asocieri. Ei a trebuit să plece. Prin urmare, a fost considerată una incorrectă. Așadar, s-a ajuns la această poate nepotrivire între a trebui impersonal și a trebui personal, în anumite contexte. Așadar, haideți să fim deschiși, să fim cu ochii pe normă, însă să vedem și ceea ce se întâmplă în uz. Este posibil ca la un moment dat uzul să bată normă. Cult și corect.